Vă salut din nou, revin cu un nou videoclip în care aș vrea să vă mai prezint și alte mașinuțe Matchbox, nu înainte de a face o mică recapitulare a ceea ce v-am prezentat data trecută, nu știu, doar în ideea care poate lumina a fost sau ar putea să fie ceva mai slabă și nu s-au văzut anumite detalii la anumite mașini. Deci cam astea au fost mașinuțele din 2018 și am să le iau din nou rapid într-o recapitulare să vi le arăt. Deci asta este varianta Golf Country. Varianta roșie, vă spuneam că prefer să desfac varianta asta decât cea albastră metalizată. Oricum și mai am încă varianta verde, însă aia e cu jante cu 10 spițe. Asta e o altă variantă cu roți cu 5 spițe, însă dintre cea albastră și cea roșie o prefer pe asta. Așa. Acest Flatbed King. Are mobilă platforma asta până în capăt. Chiar. Așa. Acest i3 care mi-a plăcut foarte mult, cel puțin ca și combinație coloristică. Și îmi place foarte mult spatele. Asta este un SWAT, practic. Nu știu cum îi spune exact, dar vă arăt. Armored Response Vehicle. Mai mult detalii deasupra. Metal cabina. Asta este un Plymouth Cuda, deci o mașină mai clasică. Asta tot îmi dă impresia că e în stil Hot Wheel, cu roți mai mari în spate, dar par egale. O mașină care mi se pare destul de reușită la detalii, tot un Plymouth, PC sedan parcă, din 1933, cu tematică de poliție. Un Colorado Chevy, cred că, da, Chevrolet Colorado, din 2016. Un Mercedes GLE Coupé din 2015 modelul. Aici spuneam că prefer culoare, o altă culoare, mi se pare cam urât varianta asta de culoare. Probabil că în realitate mașina asta cu nuanța asta ar arăta bine, însă la machetă aș prefera o culoare nemetalizată. În rest, detalii
zic eu, reușite, e pe stilul față-spate, adică în față și în spate. Au pus detalii. Asta iarăși mi-a plăcut foarte mult. Varianta New York, Fire Department, deci mașină de pompieri din New York. Și e o combinație interesantă de metal, ce vedeți cu un roșu aprins aici, jumate de cabină, cadrul ăsta subțire și se continuă sus și iară cadrul subțire în spate. Aici, în mijlocul gri, este plastic. Dar aici, în spate, în schimb, iară este metal, cum vă spuneam. Marginile, la fel, sunt de metal, dar baza e plastic, deci Hazard Squad vorbim, varianta New York, e varianta originală, zic eu, vedeți că scrie Fire Department New York, prescurtat, aici normal e plastic. O broscuță, iarăși frumoasă, și prin detalii față-spate. Un i8, prima variantă de până acum lansată, din păcate insistă mai mult pe față lateral detalii și lateral aici doar lunga asta care e specifică vehiculor BMW electrice. În față arată bine, în rest nu prea. Roțile îmi plac, au 10 spițe, se vede înăuntru. Ford Bronco ăsta arată tare bine și vă spuneam că o să încerc să găsesc așa ceva la brandurile americane, dar deja m-am uitat puțin pe internet și încă nu am găsit exact varianta asta. Sunt variații în care nu e decapotabilă, ci plină. Da, îmi place coloristica asta de camuflaj și e totuși metal aici, excepția părții astea de aici, de plastic. Arată bine, mie îmi place. Mașină militară, tot din metal. Asta este Oshkosh sau ceva, are o denumire ciudată. Asta e un Ford Bronco. Mai greu se vede pe aici, acum jos. Asta este Snow Shredder. Astea sunt mai de duzină mașinile. Dar arată acceptabil. Asta vă spuneam că își schimbă culoarea și are, să zic, baza de metal. Emergency Rescue 4x4, inclusiv bara asta, deci porțiunea asta e de metal și restul de plastic. Multe detalii laterale și deasupra aici. În schimb, varianta asta este caroseria de metal și bara și baza sunt plastic. Tot aceeași mașină Rescue 4x4. Însă
Am crezut că nu am mașina aia. Aici e un vehicul NASA, SEV Chariot, care îmi place tare mult și îmi place că au pus și sigla originală NASA, Steagul Americii, și e metal, destul de mult raportat la dimensiunea machetei, adică toată cabina asta cu alb e metal. E interesantă și sper să mai ofere și alte vehicule NASA în colecția Matchbox, că de asta îmi place Matchbox, că are o varietate mare. Asta este ceva Arctic Thunder, tot cu metal, ce e cu alb. Așa. O ambulanță, pur și simplu MBX Ambulance, cabina de metal doar. Iarăși un autobuz clasic care îmi place foarte mult, ce e cu alb, jumătatea de sus e metal. Jumătatea de jos plastic. Da, arată bine, zic eu. Un, iarăși ceva Arctic. Un tank. Nu știu cum. Dar pe blister mi-aduc aminte că era cu tematică polară sau aici scrie Arctic Transport, deci folosit în zonele reci. Cei cu portocaliu e metal, acceptabil. Un Jeep, zic eu, reușit, vechi, militar. Jeep, foarte greu se vede aici. Willys. Și roată de rezervă și bineînțeles cadru de metal. Mașină simplă ca design, dar reușită, zic eu, ca machetă. O motocicletă, asta e singura care nu e din 2018, însă am băgat-o aici la prezentare. Și aici mult metal, ce e cu argintiu și cu negru. Așa, din păcate nu are stabilitate motocicleta aia. Asta este folosit la transport persoane pe aeroporturi, Swift Shuttle, baza metal, restul din păcate plastic, acceptabil. O Honda Civic nouă din 2017, arată foarte bine, zic eu, iarăși stil față, spate, detalii. Un trailer. Trailer, trawler, parcă. Aici parcă scrie, sau nu?
Da, este prea mic ca să scrie pe la bază, de a vă spun eu că e trailer trailer și aici mamă. Indus în eroare, deci ce e cu metalii acel verde închis, pe care sunt și stopurile. Porțiunea asta e metal și e culoare mat, e o textură din aia mată. Îmi plac detaliile în spate. Am insistat mult pe spate, în rest nimic. Aici se vede niște echipamente. Și roți clasice, și asta e un plus. Arată bine, zic eu, și deci se poate conecta la un vehicul cu cârlig. Aici unul din cele mai reușite, zic eu, modele din 2018, Jeep Wagoneer. Alături de alte câteva gen cum e acest Hazard Squad și autobuzul ăsta și acest van, zic eu, custom Chevy van din 95, arată bine și e varianta cu motocicletă în spate. Mai este o variantă roșie cu roată de rezervă, dar asta mi se pare ceva mai arătos. Așa. O altă variantă de Porsche Cayman. Deja mai am încă o culoare galbenă, parcă. Și nu știu dacă nu cumva și una roșie, dar oricum arată bine și mașina asta. Și modelul, dar și varianta cu detalii față spate. Și un număr de matriculare. Are un plus de detaliu. Aici nu mi-a plăcut fața, mi se pare foarte urâtă, parcă au topit-o pur și simplu, deci un F30 Ford Super Duty. Tematica e normal atractivă de poliție, însă aici în față arată foarte urât mașina asta și păcat, pur și simplu parcă și-au bătut joc de ea. Încă o mașină care îmi place mult, Escalade, adică Cadillac Escalade, o limuzină folosită de deci un Ford Fairlane, o mașină clasică americană, un wagon, arată bine. Nu zic din nou obiecții la mașina asta ar fi culoarea. Aș prefera întotdeauna o culoare plină, nemetalizată, dar arată acceptabil și varianta asta. Un Nissan Xterra, o lansare nouă, din câte am înțeles, în 2018.
Asta e Dirt Destroyer. Nu știu dacă are loc să fie pus denumirea pe mașinuța asta mică, ce cu roșu e metal. Da, mi se pare un tractor interesant. Detalii acceptabile. Aici avem un Jeep Gladiator. Varianta asta îmi place ceva mai mult că e nemetalizată, e un roșu nemetalizat, mai există varianta verde, dar aia cred că e din 2017 și am preferat să deschid acest exemplar. Aici avem acest Camo Convoy. Doar că i-am luat jos prelata asta de plastic. Nici n-am să o pun nici acum înapoi. Ca să vedeți că se dă jos. Detalii laterale. Așa. Iarăși un SUV de la Mazda. Iarăși culoarea asta argintie, deci sper în viitor să pot înlocui cu o altă variantă cu vopsea nemetalizată. Asta este acoperișul la acest vehicul de taxi. Tuk-tuk îi spune. Baza este metal și cadrul ăsta cu albastru. Detalii și în spate. Vedeți Thailand Tuk-tuk. Asta probabil e un omagiu adus, să zic, fabricii de Matchbox Thailanda, care până la urmă fac toate aceste mașinuțe. Aici e un X-Scanner, o mașină mai ciudată, cu tematică de poliție, baza metal, restul plastic și se învârte scannerul ăsta, ar însemna scanner 360 de grade. Așa. Ford Expedition. Ăsta îl mai am și tematică de poliție, dar mi-a plăcut și l-am deschis și așa. Caroserie de metal și vedeți, e un roșu nemetalizat. Încă un fel de taxi dat pe apă, tailandez. Deci acestea două sunt oarecum aduse ca omagiu pentru producătorii thailandezi de matchboxuri. Ce e cu portocaliu e metal. Acceptabile și detaliile. Poliție japoneză Subaru VRX STI. Un negru metalizat. Detalii doar laterale. Așa, și ultimul, iarăși o mașină destul de reușită, zic eu, un M5 de la BMW. Tematică, aici scrie poliți, dar ăsta este Fire Department, deci pompieri, mașină de pompieri. Însă coloristica atrage. Păcat că nu au insistat și față spate ar fi ieșit o super machetă.
Și acum am mai rămas să prezint niște serii, să spun așa. O să încep cu Land Rover. Deci seria Land Rover, pe care n-am despachetat-o, dar intenționez să le desfac din cutii. Asta, mașina asta întotdeauna mi-a plăcut, o mai am și în alte variante. E vorba de Range Rover Evoque, model 2015, foarte sportivă. Îmi place că insistă iarăși față-spate, deci se văd stopuri coaxibilde. Într-adevăr, e o culoare metalizată aici, un maroniu. Roți cu jante cu 10 spițe, deci sportivi, numai că nu sunt puse așa în evidență din cauza culorii ăstea gri deasupra partea asta cu negru. E într-una practic cu parbrizul, deci e tot plastic. Din păcate, putea să separe, să pună metal sus și aici cadrul la fel și doar parbrizul să fie plastic, dar se pare că nu. Faruri, iarăși detalii în față cu acțibilde, înscrisul Range Rover, chiar se văd și farul de ceață. Aici putea să le facă cromate și arăta ceva mai bine. Da, asta e. Mie îmi place că au folosit detalii la stopuri și la faruri, decât să coloreze ceva pe lateral. Așa. Următorul este un Land Rover Discovery cu tematică de poliție. Așa. Evident, cadru de metal, dar aș fi preferat o culoare nemetalizată sau în orice caz nu argintiu. Nu-mi place culoarea în general argintiu. Roți clasice cu 6 spițe, vopsite de data asta cu albastru. Sincer, nu înțeleg de ce, că nu prea dă bine cu restul tematic, atunci fă albastru ăla sau galben, nu poate ar fi mai interesant să fi pus galben, să dea cu dunga asta. Sus gemulețe. E o mașină mai veche de la Range Rover, dar astea sunt destul de folosite în lumea largă, mai ales în zonele mai accidentate. Și în țări mai sărace, astfel de mașini sunt omniprezente. Un Land Rover SVX. Nu. Deci, practic, un Jeep. O mașină de teren. Așa le spun eu la mașinile de teren, Jeep-uri. Ăsta e metalizat, dar e un verde frumos. Și destul de multe detalii, iarăși varianta față-spate ca și detalii se văd destul de bine conturate, cel puțin farurile și grila radiatorului. Și în spate număr de matriculare și niște stopuri se văd. Se văd și detalii în interior, volanul pe dreapta, căci Land Rover e marcă englezească sau, mă rog, britanică. Așa. Următoarea este un Land Rover Defender. Ăsta l-am în mai multe variante, dar pentru că face parte din seria asta, probabil că o să-l desfac și pe ăsta. Oricum îl am în multe alte exemplare, cel puțin două, îmi aduc aminte,
Și e atrăgător așa ca model. Parcă văd, e stilul ăla de mașină care îl văd în safari și tot felul de expediții și prin documentare și filme. Interesant. Tă mașină. Așa. Trecem la o variantă, zic eu, și destul de reușită și care nici nu o am în alte exemplare, Land Rover Freelander. E un albastru metalizat, dar după cum vedeți are farul de plastic separat. Din familia asta de Freelander mai am o variantă de la Welly, tot așa și ei au pus plastic separat, deci se pare că modelul, sau mă rog, familia acestui model, acum că sunt variații, dar în general modelul ăsta are faruri separate, ceea ce mă bucură, la două branduri de machete diferit. Și ca să vă arăt în direct despre ce vorbesc, acum după ce las jos pe podea mașina, am să mă duc la vitrină să vă arăt acel Land Rover. Vedeți? Ăsta e de la Welly, e tot Freelander. Vedeți, doar că e variantă altfel, mai hatchback cumva, și tot faruri de plastic separat și e la Welly, surprinzător. Așa, revenim la ultimul rover, Land Rover, ni 90, 90. Da, 90. Nici nu mi-am imaginat că nu pot eu să pronunț 90. N-am văzut niciodată numărul ăsta. Deci vorbim de un Land Rover 90. Adică 90 din engleză. Interesant. Am ajuns să nu mai știu cum se scrie 90. Oricum îmi cer scuze, deci vorbim de un Land Rover 90. Așa cum acesta e 110 Defender, ăsta e 90. Land Rover 90, da? Și îmi place și detaliile. Se văd și în față cât de cât faruri sub grila asta de plastic. Așa. Și culoarea asta, chiar dacă e metalizată, zic eu, arată bine. Am mai văzut deja mai multe mașinuțe de genul ăsta, cum e Xtera și acest Dirtstroyer. Deci cam asta ar fi seria Land Rover. Și acum trecem la un tank, am luat eu la un moment dat Abrams A1. Asta e de la americani, din câte știu. Din metal, atât turela cât și cadrul principal. Multe detalii, doar că scara cred că e mai mare, 1,43. Eu am luat că, în general, tancurile care le am la machete sunt ceva mai mari unele și am zis că oarecum
sunt apropiate ca dimensiune, dar totuși e mai mare decât restul și vedeți o oarecare libertate la mitraliera asta și tunul, ambele de plastic, deci chestiile cu negru sunt plastic, rest metal, șenile. Surprinzător, Matchbox oferă tancul șenile separate din cauciuc, exact cum e la Motor Max, de exemplu. Și aici, Main Battle Tank, licensed by General Dynamics Land System, deci e chiar modelul autentic, original, produs în Statele Unite. Au scris main tank, deci ăsta se folosește în mod normal în armată. Așa. Și au mai rămas aici din Jurassic World, însă nu știu dacă e toată seria sau nu. Eu am luat strict mașinuțele care le-am găsit din seria asta, sunt mai multe. Deci aici vorbim de o Mercedes-Benz G550. Să mă grăbesc un pic pentru că încep să nu mai am timp. Așa că vă arăt numai din poziție. Vedeți că e un argintiu metalizat. Așa. Trecem iarăși. Asta seamănă cu acel Oshkosh, dar totuși parcă nu e ăla. Nu știu cum îi spune. Textron Tiger. E tot metal. Numai că e o textură din asta mată și aici. Și bineînțeles, baza și masca asta sunt de plastic. Deci detalii mai mult laterale, dar mi se pare interesantă și marca asta. Apoi, aici nu știu, nu scrie pe el, ci iarăși ceva blindat. Să încercăm să deslușim și chestia asta dacă scrie pe el. And Amblin, nu știu ce e aici, pare iarăși o mașină blindată. Aici partea asta cu green keys e plastic, de aici încolo ce e cu griul ăsta deschis e metal. Așa. Îmi place că sunt 6 roți, mi se par mai grandioase mașinile astea, așa impunătoare cu 6 roți. Mașină blindată, vedeți peste tot geamuri blindate, închise. Așa. Mai avem un, iarăși nu știu ce, dar l-am văzut și pe ăsta prin magazine. Cabina doar e metal, așa la palpare. Nu știu, pare și asta mai generică. Nu știu dacă e reală. Restul plastic, dar atrag astfel de machete pentru că sunt cu tematică, în cazul ăsta Jurassic World și vedeți tot felul de detalii și în general lumea asta a dinozaurilor mereu a atras, ca și, nu știu, de exemplu, și lumea roboților Transformers și aia, orice faci atrage, apoi este Star Wars, iar și orice faci atrage. Sunt câteva mărci sau branduri, până la urmă, filme și în jurul acestor filme se învârt multe chestii, jucării și machete și câștigă. Și ultima care am mai luat-o
Este acest Jeep Wrangler Number 9, tot argintiu din păcate, dar arată acceptabil. Deci Jeep Wrangler. Evident, doar caroseria asta cu argintiu e metal, restul plastic, roți clasice. Dar arată bine și aici multe faruri, stilul ăla de mașină care merge prin deșert sau junglă și are nevoie de mai multă lumină. Dacă merge seara sau, mă rog, în zone în care e nevoie de mai multă luminare până la urmă a drumului. Deci cam astea ar fi mașinile care le am din seria asta Jurassic World. Încă au mai apărut pe piață altele, însă am observat că există chiar la Jurassic World, de exemplu, Mercedes GLE, vorbim de acest SUV, și sincer nu văd legătura cu filmul, sau probabil încă n-am văzut niciun film din Jurassic World. Poate că e folosit în film și atunci ei s-au grăbit să bage și în această tematică. Dar cam astea sunt mașinuțele de la Jurassic World și ne reauzim într-un episod următor. Mai am câteva matchbox-uri surpriză pe care să vi le mai arăt, dar mă apropiu încet spre finalul despachetărilor Matchbox și probabil că mă voi îndrepta și către Hot Wheels pentru cei care iubesc acest brand. Am și de la Hot Wheels, deci va urma la un moment dat și despachetări Hot Wheels. Până atunci vă doresc toate cele bune și orice întrebări sau informații doriți să aflați, vă stau la dispoziție. Numai bine!